Biserica nu poate fi închisă, chiar dacă adunările se închid. De veacuri a rămas necompromisă, chiar dacă a fost hulită, interzisă, că în dreptul ei nu oamenii decid. Biserica nu poate fi stopată de virus, pandemii sau vreun decret. Biserica cea sfântă și curată, din suflete de sfinți este formată, urmașii lui Iisus din Nazaret. Biserica nici când nu se răcește, doar catedrale părăsite-s reci. Biserica e vie și trăiește, căci răscumpărătorul ei domnește. Iisus e Domn și împărat în veci. Biserica nu poate fi oprită, oricâte ar fi să vină în viitor. Ea este de Iisus Hristos zidită și are temelia neclintită. Ea e turma prea iubitului păstor. Biserica nici când nu se învechește, chiar dacă ani s-au scurs vreo 2000, oricâte au fost și-or fi, le biruiește și zi de zi mereu se pregătește de sărbătoarea care va veni. Biserica nu poate fi distrusă, chiar de-i lovită sau trântită jos, dar niciodată nu va fi răpusă, atâta vreme cât va fi condusă de Marele Păstor, Iisus Hristos. Biserica nu poate fi golită, cât membrii ei pe din lăuntru splini. Biserica-i mireasa cea iubită, care de Domnul ei va fi răpită, în locul plin de slavă și lumini. Biserica va trece peste toate și știm că încercări vor mai veni, trăind credința vie în unitate, păstrând în inimi cugete curate, răbdând până la sfârșit, vom birui. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta. Precum în cer, așa și pe pământ, pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pre noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, că a Ta este împărăția, slava și puterea. În numele Tatălui, al Fiului, al Sfântului Duh. Amin. Sinaxar. Astăzi, 30 decembrie, biserica noastră drept măritoare face pomenirea Sfintei Mucenițe Anisia, cea din Tesalonic. Sfânta Muceniță Anisia era din Tesalonic și a trăit pe vremea împăratului Maximian. A avut părinți binecredincioși și cu multă avere. După moartea lor, Sfânta ducea viață singuratică și bineplăcută lui Dumnezeu. Odată, pe când se ducea la biserică, după cum îi era obiceiul, a întâlnit pe drum un ostaș care se închina la idoli, care a apucat-o de mână, târând-o spre altarele idolești. Sfânta se împotrivea, iar el osilea și mai mult să jertfească demonilor. Când Sfânta a mărturisit că e creștină, ostașul s-a umplut de mânie, mai ales că Sfânta îl scuipase în obraz. A scos sabia și i-a înfipt-o în coastă și așa a primit de-a pururea pomenita muceniță fericitul sfârșit. Tot într-o această zi, pomenirea cuvioasei Teodora, cea din Cezarea. Tot într-o această zi, pomenirea sfântului mucenic Fileter. Tot într-o această zi, pomenirea sfinților care au crezut în Hristos prin sfântul Fileter, căpetenia și cei 6 ostași care în pace s-au săvârșit. Tot într-o această zi, pomenirea cuviosului Leon, arhimandritul care în pace s-a săvârșit. Cu ale lor sfinte rugăciuni,
Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Cele 10 porunci, Decalogul 1. Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, să nu ai alți dumnezei afară de mine. 2. Să nu-ți faci chip cioplit, nici altă asemănare, nici să te închini în lor. 3. Să nu iei numele Domnului Dumnezeului tău în deșert. 4. Adu-ți aminte de ziua Domnului și o cinstește. 5. Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta, ca bine să-ți fie și mulți ani să trăiești pe pământ. 6. Să nu ucizi. 7. Să nu fii desfrânat. 8. Să nu furi. 9. Să nu ridici mărturie mincinoasă împotriva aproapelui tău. 10. Să nu poftești nimic din ce este al aproapelui tău.